reconectarea zilnică în familie. Mulți dintre noi avem nevoie, fiecare după ce explorăm ceea ce facem, fie că copiii merg la școală sau noi adulții muncim, avem nevoie să ne revedem și să ne reconectăm, nu doar fizic, că suntem prezenți acasă, ci și emoțional. Adesea e un lucru pe care îl omitem, din păcate, și considerăm că prezența fizică sau faptul că facem lucruri împreună înseamnă automat și o reconectare emoțională. Însă nevoia noastră de atașament este de a ne reconecta și emoțional. Reconectarea emoțională înseamnă că suntem împreună, împărtășim cu toții împreună ce s-a întâmplat în timpul zilei sau ce ni s-a întâmplat, ce am trăit, bucuriile, așa cum spuneam în video anterior, pe care le-am trăit. Însă e un moment în care ne regăsim cu toții. Pentru unele familii această regăsire înseamnă cina în familie, care este foarte valoroasă, sau momentul în care pur și simplu stau pe canapea și vorbesc unul cu celălalt. Însă e important să devină o practică, fie că vorbim de 10 minute sau 15 minute, e important să fim cu toții în același spațiu fizic, pentru că prezența emoțională înseamnă și prezență fizică și emoțional să ne deschidem, să ne reconectăm unii cu ceilalți. În zilele în care poate sunteți foarte obosiți sau ați avut o perioadă stresantă și poate nu sunteți atât de deschiși să vorbiți, este suficient să fiți prezenți. Prezenți, poate chiar să împărtășiți faptul că ați avut o zi grea, și acea prezență fizică împreună cu copiii vă dau un sentiment de apartenență și copiii simt că se reconectează cu dumneavoastră și dumneavoastră cu ei. Sentimentul de apartenență, pe lângă starea de bine și relația sigură pe care o aveți, ne dă un sentiment de încredere și control asupra propriei noastre vieți, pentru că avem nevoie, pe lângă relația sigură, de atașament cu adulții și de această relație de atașament sau apartenență cu familia noastră.